Vreau să te întreb, tu lucrezi cu Teo. Și vreau să știu așa, uite, o dau pe ea exemplu, nu neapărat că vreau să mă raportez la ea, dar ea e cel mai apropiat exemplu care îmi vine mie acum în cap. Ea, trecând în perioada asta, cu sarcina, cu tot, ai fost mai atent cu ea sau când e un coleg care se simte rău pe set, cum abordați problema? Bineînțeles că nu e un task, da? Deci nu e o... nici nu se pune problema să nu fii atent cu o fată, femeie care e însărcinată și pur și simplu trebuie să ai grijă de... ține de educație, cred eu. Adică vezi o femeie însărcinată lângă tine, nu e ca și cum pe celelalte nu le respect sau nu ai grijă de celelalte femei, că oricum așa e frumos și decent și elegant. Cu atât mai mult, cu cât e colega mea și lucrăm împreună, avem grijă, dar nu am simțit că am depus vreun efort, pur și simplu a venit totul natural. E pur și simplu Teo, care înainte, la început, nu era însărcinată, acum e însărcinată și ne bucurăm și sperăm să vină și la mic un clan, cât mai repede. Bebelușul clanului. Trebuie să existe și un bebeluș al clanului. Există copilul, există tătuțul, văd că există și prințesa, și fratele, și așa. Trebuie să existe și bebelușul clanului, nu? Te văd și pe tine acolo prin spate când filmează Teo și tu ești în spate cu copilul, legănându-l. N-ar fi rău. Mă, poate să angajeze de bonă, nu? Cred că are încredere Angel, că aș putea fi o bonă foarte bună. Eu e destul de mic, aș zice eu. Adică după ce se naște, ar fi prea mic să-l scot la petreceri. Dar de ce nu? Dacă ai zis și de petreceri, chiar că nu mai are încredere absolut deloc. Ei, dar mă pot distra, liniștit, așa, să mă... Îmi plac copiii. Eu când văd femei însărcinate și producătoare acum, Delia este însărcinată, e chiar în ultimele clipe, trebuie să nască, în curând, foarte curând. Și de fiecare dată când văd o femeie însărcinată, eu mă emoționez, mă duc la așa, pot să pun mâna să văd cum e, dacă poate dă cu piciorușul, poate așa, mă emoționez foarte tare. Acum, să vedem, poate o să am și eu norocul să... Zic, poate ne faci tu o surpriză într-un an. Hai să nu ne grăbim. De ce? Păi nu, hai să nu ne grăbim. Eu sper să... Toate la timpul lor, știi? Toate la timpul lor. Dar dacă trebuie să vină și la 40, să vină. Numai să vină. Cât îți dorești? Dar acum zi cât îți dorești. Copii? Când eram mai mic, că am fost și mai mic de atâta. Când eram mai mic, voiam o fată. Musai, nu știu de ce, și așa ziceam eu că voiam fată. Am mai crescut, așa, un pic, și mi-am dat seama că, bă, parcă ar merge să am băiat. A, dacă aș avea doi și fată și băiat și clasic, fata să fie mai mare, ăsta învață de la fată, una, să iau un trei, să joacă, cu nevasta să mă înțeleg.